Salut, Capricorni! Voi face citirea pentru luna februarie. Prima citire este o citire generală și aveți posibilitatea să vă alegeți, deci o citire legată de resurse, de bunuri materiale, de, eu știu, loc de muncă, sănătate, chiar și relații. Și pe urmă voi face citirea pentru relații. Cu tarotul Rider Waite pentru o pietricică gri cu albastru, da? Și tarotul hermetic cu o pietricică verde. Deci eu dau deoparte prima și rămâne această pietricică verde prima. Deci voi vă alegeți ce etalare vreți să vedeți. Capricorni, da? Zodie, ascendent în Capricorn sau chiar femeile luna plină în Capricorn. Din prima au căzut. Da, deci voi, așa cum sunteți voi, blocajul, cum începeți cu un rege de cupe, trecutul care nu vă mai influențează, rămâne undeva în spate, trecutul care vă influențează. Și voi merge mai departe să le amestec încă puțin pentru a vedea influența voastră, deci iată un 10 de monede este la baza pachetului. Bani pe care ați putea să-i primiți, Mercur în Fecioară, pentru munca voastră, a familiei voastre, eforturile făcute împreună, puteți să primiți acești bani care vă dau o stare de bine, puteți să investiți. Sfatul este ca aceste investiții să le faceți atunci când Jupiter este într-un aspect benefic cu Soarele și, bineînțeles, Mercur să fie mers direct, dar este acum. Vom continua mai departe, da? Deci viitorul, asul de cupe. Voi, așa cum sunteți voi, mediul, speranțele, finalul. Deci, să vedem pentru voi. O regină de cupe, vorbim de o femeie cu ascendent zodie, luna plină în rac, o femeie sentimentală, sensibilă, romantică, poate fi pentru un capricorn, o relație. O relație în care această femeie își arată sentimentele ei, își arată preocuparea față de familie, de strămoși, de natură, și este o persoană schimbătoare. Ce vă blochează pe voi sunt dușmanii. Greșeala de a fi făcut cunoscute scopurile voastre. Acest lucru va duce foarte mulți dușmani pe cap și sfatul arcanei este la acest Marte în gemeni să vorbiți mai puțin, să vă păstrați scopurile pentru voi, fiindcă va fi foarte dificil, va fi blocajul vostru. Începeți luna cu un rege de cupe. Vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în Scorpion. Un bărbat care își arată sentimentele, sensibilitatea, romantismul, dar trebuie să-i câștigați bunăvoința. Trebuie să fiți foarte atenți să nu greșiți, să-l răniți, fiindcă acest bărbat se poate răzbuna pe voi. Deci trebuie să fiți foarte atenți cum lucrați cu această persoană.
Și trecutul care rămâne în urmă este generozitatea. 6 de monede. Poate să fie generozitatea voastră, generozitatea unor persoane care v-au ajutat, dar poate să fie și posibilitatea în care vi s-a dat o șansă să arătați ceea ce puteți să faceți. Deci, această generozitate rămâne cumva în urmă. În ceea ce privește acum influența, este chiar a reginei de monede. Putem vorbi de o femeie cu ascendent zodie lună plină în Capricorn, are semnele Capricornului. Dacă sunteți bărbați, s-ar putea să fie o mătușă, o mamă, o bunică, o soră mai mare, o persoană care nu realizează venituri mici, dar sunt acumulate în timp și este o persoană care nu caută să strângă averi pentru ea, se mulțumește cu mai puțin, nu o deranjează lucrul acesta și preferă să vă ajute pe voi. Deci dacă sunteți bărbați capricorni, sunteți capabili să, cum să spun, sunteți ajutați de această femeie. Dacă sunteți femei, s-ar putea să fiți ajutate de o femeie așa sau poate să fiți voi. Să fiți voi care încercați să influențați ceva, să ieșiți din acest blocaj. Viitorul este asul de cupe. Este iubirea, bunăvoința pe care o arătați, sentimentele pentru divinitate, pentru parteneri, pentru relații, pentru prieteni. Este o stare de beatitudine, o stare de iubire pe care o arătați celorlalți în viitor. În schimb, voi aveți inițiativă. Deci vreți să faceți ceva, vreți să realizați o activitate, să zicem, comercială, vreți să faceți ceva, o dezvoltare a unei afaceri, ceva care să vă aducă abundență, ceva care să vă scoată din stagnare, să vă preocupați de această inițiativă și este un aspect foarte benefic pentru voi. În ceea ce privește mediul vostru, iată, mediul vostru este legat de casă, de familie, de cămin, de modernizarea unei case, de cumpărarea unei case. Deci, am putea spune că pentru o persoană, cum este de fapt regina de monede, putem vorbi chiar de o persoană care preferă să stea mai mult acasă. Și acesta ar fi aspectul. Deci, mediul vostru este spațiul în care vă aflați. În ceea ce privește speranța, sperați ca să aveți familia alături, să puteți să faceți față unor provocări, unor acțiuni, dar trebuie să fiți totuși atenți la aceste acțiuni pe care le întreprindeți, fiindcă aveți Marte în pești, Marte nu se simte prea bine în pești, dar totuși, am zice, încercați să vă bazați pe familie. Speranța voastră asta este să vă bazați pe familie. Și finalul, și am să-l pun aici, un rege de spade. Vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în vărsător. Este un bărbat energic, un bărbat în vârstă, un bărbat care este capabil să emită anumite, să zicem, decizii, anumite legalități, anumite principii. Cu asta se încheie, de fapt, această situație în care sunteți voi. Orice dorință v-ați fi pus, blocajul este adus de dușmanii pe care îi aveți. Voi arătați o stare de iubire pentru toți și finalul va fi această decizie, aceste principii pe care le ia acest rege de spade. Vom merge la citirea următoare.
Și avem aici pentru Capricorn, da? Pietricica gri-albastru, cine a ales-o? Pietricica gri-albastru și cu tarotul Rider Waite. Deci, pentru Capricorni. Și iată, un turn. S-ar părea că ceea ce ați întreprins poate mai de mult sau întreprindeți în această lună, această construcție pe care o faceți, nu va fi durabilă, va ajunge să se dărâme, să se năruie și nu veți putea depăși această situație, să zicem. Va trebui să reconstruiți totul, să observați greșelile pe care le-ați făcut, să vi le asumați și, bineînțeles, să reconstruiți tot ce ați construit greșit, fiindcă sub fulgerul lui Marte vă luminează într-adevăr această lumină a fulgerului, vă arată greșelile, imprudențele pe care le-ați făcut, puteți să corectați totul, dar, așa cum am spus, după o perioadă de stagnare, puteți rezolva această problemă. Voi, așa cum sunteți, blocajul, cum începeți, o regină de bâte, trecutul, care rămâne cumva, am zice, în urmă, da? Ce vă mai influențează pe voi, o regină de cupe, viitorul, voi, mediul în care sunteți, speranțele, finalul. Și iată, voi aveți aici un prinț de cupe. Prințul de cupe arată, în primul rând, am zice noi, o persoană care nu are venituri prea mari, are venituri foarte mici, dar întotdeauna își cheltuie cam toți banii. Vrea să aibă o atmosferă plăcută, agreabilă, romantic, visător, cu dornic de a călători, un fel de curtezan. Sau, așa cum am spus, poate să fie și ea dorința voastră de a călători, de a crea o atmosferă plăcută în jurul vostru și blocajul vostru din viitor este un prinț de bâte care arată că nu poate să aducă o veste, poate să aducă o informație, poate să vă comunice ceva și dă o stare de bine. Deci, un blocaj poate să fie și vestea pe care vă o aduce. Cum începeți luna aceasta februarie? O începeți cu o regină de bâte. Vorbim de o femeie cu ascendent zodie, lună plină în leu, fiindcă avem semnele leului, da? O femeie energică, hotărâtă, care luptă pentru dreptate, așa cum vede ea dreptatea. O femeie care este capabilă să se angajeze în tot felul de acțiuni. Dacă sunteți bărbat, s-ar putea să vă protejeze. Dacă sunteți femeie, s-ar putea să aveți o confruntare cu această regină de bâte.
Doiul de bâte. Arată așteptarea voastră, deci din trecut ați tot așteptat să se întâmple ceva, să primiți un răspuns. Este o așteptare lungă, unde am putea spune răspunsul să lasă așteptat. În ceea ce privește influența, vă mai influențează o regină de cupe. Vorbim de o femeie cu ascendent zodie, lună plină, în rac. O femeie sentimentală, sensibilă, romantică, preocupată de familie, preocupată de strămoși, preocupată de natură, de partenerul de viață, de copii. Este totuși o persoană schimbătoare, sentimentală, romantică, dar schimbătoare. Viitorul pentru voi este un 4 de cupe. Putem vorbi de sentimente, de sensibilitate, de așteptare. Voi aici așteptați să primiți această cupă. Aveți 3 cupe în față, considerați că sunt suficiente și ar trebui să primiți o cupă din partea divinității pentru a fi fericiți. Deci vă mai lipsește, cumva, am zice, ajutorul divinității. Voi sunteți gata să vă certați cu cineva. Vreți să reproșați unei persoane anumite lucruri și aceste reproșuri vă aduce o ceartă, o ceartă care sigur vă separă de această persoană, vă aduce la o separare. Mediul vostru este vorba de 2 de spade. Poate că ați primit o alegere, dar această o variantă, adică alegeți între 2 situații. Dar aceste lucruri erau identice și între 2 situații identice nu puteți face o alegere, preferați stagnarea, acest personaj acceptă stagnarea, deci legat de mediul vostru înconjurător sunt cei care consideră că este mai bine să nu se grăbească, să aștepte și să vadă ce răspuns primesc și din partea divinității și să rămână totuși în așteptare. În ceea ce privește speranța pentru voi, speranța voastră este forța, puterea. Această arcană reprezintă leul, reprezintă îmblânzirea, reprezintă forța care vine din interiorul vostru. O forță care nu se limitează, o forță care vrea să țină neapărat sub control o situație, folosindu-și intuiția, sentimentele, iubirea, comunicarea, diplomația, tactul. Deci această femeie lasă spada deoparte și este capabilă să îmblânzească fiara folosindu-se de iubire, de intuiție, de creativitate. Finalul este un as de bâte. Asul de bâte arată o încheiere, deci ceva se va încheia în viața voastră. Scuzați-mă, arată un început. Voi vrea ca la finalul acestei luni să începeți un proiect, un proiect amplu, ceva care să vă facă să ieșiți din stagnare, fie că e vorba de o călătorie, fie că este vorba de un proiect nou, de relații noi. Deci sunteți foarte activi. Pentru voi viitorul este o așteptare, așteptați să rezolvați, sau mai bine zis să rezolve divinitatea pentru voi vestea pe care o primiți sau această veste care o primiți de la acest prinț de bâte, așteptați să se rezolve, să se întâmple ceva.
dar și în final veți acționa și veți începe ceva, adică vă hotărâți, așteptați, vedeți dacă se întâmplă ceva care să fie în avantajul vostru și în final veți începe un proiect nou. Aceasta a fost citirea pentru Capricorn, o citire generală. Eu vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vă ajută aceste citiri, puteți să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!